Ziua Armatei Române a fost sărbătorită la Turda, la fel ca în întreaga țară. Garnizoană militară de tradiție, Turda nu uită să-și comemoreze eroii, să-și cinstească înaintașii și să educe în spirit patriotic noile generații de copii. În fiecare an, cei care și-au dat viața pentru apărarea integrității și suveranității României sunt comemorați de întregul popor. Ceremonialul militar-religios de la Turda s-a desfășurat începând cu ora 10 în prezența oficialităților locale și altor zeci de participanți în fața Catedralei Ortodoxe din Turda. După tedeumul oficiat de un sobor de preoți, au fost susținute alocuțiuni. Au luat cuvântul primarul municipiului Turda, Tudor Ștefănie, generalul de brigadă în retragere, Sever Mureșanu, președintele Asociației Naționale a Veteranilor de Război filiala Turda și comandantul garnizoanei Turda, locotenent colonelul Ion Costinel Popov. Data de 25 octombrie, când aniversăm Ziua Armatei, reprezintă un moment important, având semnificații și o simbolistică specială. La acest moment solemn participă, alături de toți cei care îmbracă uniforma militară, toate segmentele societății civile, căci de-a lungul timpului această instituție a rămas în conștiința națiunii ca un veritabil pilon de stabilitate, încredere și progres. La 25 octombrie 1944, glorioasa armată română elibera ultima localitate românească de sub ocupația străină, reîntregind Transilvania străbună, leagănul națiunii și civilizației românești, din al cărui teritoriu fusese răpită partea de nord-est prin dictatul de la Viena. 25 octombrie 1944 semnifică data eliberării totale a nord-vestului Transilvaniei de sub ocupație și administrație străină, în care armata română a trăit un moment înălțător prin îndeplinirea misiunii finale, eliberarea întregului hotar românesc. Prin acțiunile desfășurate în cooperare cu trupele ce făceau parte din Coaliția Națiunilor Unite, au fost eliberate numeroase localități, printre care și municipiul Turda. Monumentul în fața căruia ne aflăm evocă eroismul cu care au luptat ostașii batalioanelor 8 și 15 vânători de munte ai unor subunități de grăniceri, ai unităților diviziilor 7, 18 și 20 infanterie din corpul 6 teritorial român pentru zdrobirea inamicului din zona Turda. La început erau în inferioritate numerică, trupele române au opus inamicului o dârză rezistență, întârziindu-i înaintarea și provocându-i pierderi însemnate. Ziua de astăzi, 25 octombrie, Ziua Armatei se înscrie în categoria gesturilor de înaltă recunoștință față de generalii, ofițerii, suboficerii, gradații și soldații care au luptat sub flamurile drapelului de luptă a Armatei Române în anii 41-45. Această zi este un omagiu de respect și prețuire a adus veteranilor de război puțini rămași în viață. Ei trebuie să înțeleagă și să ne înțeleagă că spiritul militar românesc nu moare. El rămâne veșnic, mereu prezent în memoria, conștiința și inima fiecărui român care se gândește și meditează la viitorul României sub cerul liber și senin. Veteranul a adus un omagiu și majestății sale, regele Mihai I, născut pe 25 octombrie, precizând că el este regele românilor, nici de cum fostul rege, iar veteranii de război turdeni, în frunte cu generalul Sever Mureșanu, nu uită că ei au luptat sub drapelul de luptă al României în armata regală. La manifestările din centrul municipiului Turda au participat și reprezentanții ai armatei, poliției și partidelor politice. Ceremonialul s-a încheiat cu depuneri de coroane la monumentul eroilor din fața Catedralei Ortodoxe din Turda și defilarea gărzii de onoare a garnizoanei militare Turda în aplauzele asistenței.
Conducerea companiei de apă Riej nu exclude posibilitatea de a acționa în instanța de contencios administrativ o hotărâre a Consiliului Local Turda pe care o consideră ilegală. În cadrul unei conferințe de presă organizată marți 24 octombrie la sediul companiei de apă Riej, directorul general al acestei instituții a răspuns întrebărilor jurnaliștilor prezenți. Întrebat dacă schimbarea reprezentantului apolitic al municipiului Turda în adunarea generală a acționarilor de la compania de apă Riej cu alți 5 reprezentanți din partea tot atâtor formațiuni politice afectează activitatea instituției, șeful companiei de apă a răspuns. Din punctul nostru de vedere, această schimbare este total ilegală. Datorită faptului că noi avem un act constitutiv, avem o legislație pe care o respectăm, actul constitutiv spune foarte clar cine este reprezentantul municipiului Turda în cadrul companiei de apă. Nu este nici de cum un consorțiu format din 5 persoane. Nu știu cum o să hotărască ei la celelalte societăți comerciale. La noi nu se pune problema. Noi o considerăm în afara legii această hotărâre. E foarte probabil. Reamintim că în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda din data de 19 octombrie 2012, aleșii locali au votat în unanimitate schimbarea reprezentantului municipalității turdene în AGA de la compania de apă Riej, domeniul public Turda și Turda Salina Durgău, administratorul public Radu Crișan, cu alți 5 reprezentanți ai partidelor politice. Apoi, printr-o altă hotărâre luată în cadrul aceleiași ședințe, Consiliul Local Turda a adoptat 3 hotărâri prin care se dispune celor 3 societăți comerciale să prezinte forului legislativ local lista cu persoanele care au fost selectate din partea municipiului Turda să facă parte din consiliile de administrație ale fiecăreia dintre aceste societăți. În cele 3 hotărâri de Consiliul Local se mai precizează că termenul de prezentare este imediat, în vederea pregătirii unui proiect de hotărâre de Consiliul Local aferent ședinței ordinare a Consiliului Local din luna octombrie 2012, ședință care se va desfășura luni 29 octombrie de la ora 13. Din partea Consiliului Local nu am simțit astfel de semnale. Deocamdată nu, le așteptăm și de acolo, dar noi avem un act constitutiv pe baza căruia s-a constituit operatorul, în baza căruia funcționează operatorul, în baza căruia am accesat 79,9 milioane de euro de la Uniunea Europeană și să vii acum să distrugi un operator care și-a făcut treaba este puțin cam dificil. Puțin cam dificil. Ei trebuie să se uite foarte atent pe articolul 4 aliniatul 1 din OUG 109. Și pe urmă pot să aibă cuvinte unde vor și câte vor.